Cum comentați primele rezultate ale exit poll-ului? Da, având în vedere aceste informații, comunicări, considerăm procentul de 8% un procent foarte bun. Dacă avem în vedere timpul care a trecut de la înființarea și intrarea pe rol a partidului nostru, care a fost un timp extraordinar de scurt, considerăm că rezultatele sunt mult peste așteptări. Sigur că dacă era peste 10%, era un rezultat și mai bun, dar ne mulțumim și cu acest procent, cu atât mai mult că am depus un efort extraordinar de mare și considerăm că rezultatele sunt pe măsură. Mulțumiți de prezența la vot, domnule Popan. Bineînțeles, și Sălașul face parte din România și ne afilăm prezenței modeste oarecum la vot. Sperăm că istoria alegerilor parlamentare nu ne-a permis să facem o conștientizare a cetățeanului vis-a-vis de importanța acestor alegeri. Probabil că pe viitor vom crește și ca și prezență la vot și, bineînțeles, rezultatele să fie pe măsură. Domnule Fecte, credeți că românii au ignorat aceste alegeri, nu le-au dat importanța care ar fi trebuit? Sigur că dacă avem în vedere participarea cetățenilor la procesul de votare, constatăm că foarte mulți s-au stat deoparte și nu reușim să înțelegem de ce au această atitudine. Pentru că noi, chiar în campania noastră, am țintit această categorie de cetățeni, de votanți, dar se pare că nu am reușit să-i trezim la realitate. Bineînțeles, după ce se vor liniști spiritele, ne vom așeza și vom trage mai multe concluzii și vom face o strategie mai potrivită pentru a aduce acești cetățeni care au stat de data aceasta deoparte, să-i aducem în toamnă să voteze. Trebuie să-i conștientizăm că este un drept al lor și dacă ei nu profită și nu participă la procesul de votare, nu fac bine nimănui. Situația în care ne regăsim nu se poate schimba, sau mai corect, nu se poate ieși din această situație dacă nu participăm la aceste procese. Se pare că partidul nostru în viitor va trebui să pună un accent mai mare pe această latură a problemelor.